Un accident grav a avut loc pe drumul DN76 în localitatea Ștei. Două autoturisme au fost avariate în urma incidentului provocat de șoferul unui BMW care ar fi circulat cu viteză. Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre autoturisme a ieșit de pe partea carosabilă. Două autoturisme au fost grav avariate în urma unui accident pe o șosea din Bihor. Șoferul unui BMW ar fi circulat cu viteză, apoi într-o clipă de neatenție a lovit o altă mașină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât BMW-ul a ieșit de pe partea carosabilă și a fost la limită de a se lovi de un stâlp de beton. A lovit bordura, a sărit peste bordură și a ajuns prin spatele stâlpului în poziția pe care lasă. O vedeți la ora actuală. La scurt timp după producerea accidentului, un echipaj de prim ajutor din cadrul SMURD s-a deplasat la fața locului, însă din fericire nu a fost nevoie de intervenția medicilor. Un martor susține că în zona au loc frecvent accidente. El consideră că de vină sunt autoritățile pentru că nu amplasează o oglindă cu ajutorul căreia șoferii să se poată asigura mai bine. Am dus-o la dreapta să meargă pe centură, că s-au obișnuit că mai avut o fată accident anul trecut și mai una nu știu când, și eu am făcut ceare la primărie să-mi pună o oglindă de aia să se vadă din, când vine mașină din spate,